aș dori să deschidem Biblia în Roman, capitolul 8, unde deja am citit. Fratele Manu a citit acele versete și pregătisem să vorbim din două mesaje din Roman 7, dar ținând cont de ziua copilului și fiind la începutul lui iunie, să vorbim puțin despre copii. Deci Roman, capitolul 8, versetele care le-am citit deja, le citim împreună din nou. Versetul 14 spune așa, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Abba, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Amin. Tată, venim înaintea Ta în această seară și dorim ca cuvântul Evangheliei să ne încurajeze pentru a înțelege tainele împărăției Tale, pentru a putea trăi o viață din abundență și bazată pe Hristos. Îți mulțumim în numele Tău în veci. Amin. Haideți să luăm locurile. Ne bucurăm să fim în casa Domnului. Fiind o zi frumoasă astăzi, cei mai mulți poate au ales să meargă la iarbă verde sau chiar la mare. Unii au fost dimineață la cina Domnului și poate seara, datorită căldurii, a fost mai greu să ajungă la casa Domnului, dar pentru cei care sunteți aici, am vrea să vă spunem, Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Dumnezeu să ne întărească în această seară prin cuvântul Lui și astfel să mergem de aici zidiți de acest cuvânt, întăriți de cuvântul Dumnezeu, fiindcă acest cuvânt ne dă viață. Viață care, dacă o avem în noi, dă viață și la alții, fiindcă în noi este cuvântul puterii Sale. Așa după cum deja se știe, e iunie și copiii iau vacanță, unii, alții în iulie, dar pentru cei din biserică nu este vacanță. Noi trebuie să venim să slujim pe Domnul și astfel slujirea noastră să fie pentru gloria Lui. Cele mai minunate momente săptămâna aceasta pe care mi-aduc bine aminte și au rămas adânc în inima mea a fost timpul petrecut cu copiii mei. Datorită unor frați din biserică, m-au încurajat să ies puțin și eu din Londra și am petrecut câteva ore într-un grădină zoologic, într-un parc în care ne-am relaxat, putem spune așa, dar nu m-a relaxat ceea ce am văzut, și anume animalele create de Dumnezeu, lei sau alte animale frumoase, am văzut șerpi și alte animale frumoase, tot ceea ce este creat de Dumnezeu este frumos. Dar cel mai mult m-a plăcut atunci când fiica mea m-a luat în brațe și a zis, tati, te iubesc. Prin faptul că a petrecut toată ziua împreună cu mine și nu a zis că mă iubește faptul că am scos-o la grădina zoologică, ci cu siguranță emoția și sentimentul acela pe care a avut-o că tatăl ei a fost în prezența ei în ziua respectivă mai multe ore. Apoi, seara, cu băiatul meu, de asemenea, suntem mai certăreți, și anume, băiatul vrea să folosească mai mult media și faptul că încerc să-l limitez în privința aceasta, de multe ori între tată și fiu apare anumite discordii de genul, iar nu ești cu minte, dar seara târziu, credeam că îmi spune, tati, nu mai vreau să stai lângă mine sau ceva. A zis, tati, strânge-mă mai tare în brațe. Acele cuvinte ale copilului care i-am crezut că e supărat pe mine, a zis, tati, am nevoie să mă strângi mai tare în brațe. Cuvintele acestea, de fapt, ne fac pe noi, pe copilul Dumnezeu, să înțelegem relația dintre noi și Dumnezeu. Mintea noastră umană, Dumnezeu a conceput-o să fie limitată și prin aceste imagini, noi îl înțelegem și îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și aici vine Pavel în cartea Romani și aduce în discuție aceste imagini, nu doar ca niște metafore, ci ca niște realități ale
împărăției lui Dumnezeu pentru biserică. Și am vrea ca în această seară, ceea ce spune Pavel aici în Romani, să fie pentru noi temelia credinței creștine, și anume noțiunea că suntem copil al Domnului. Nu se compară cu nimic și de asta am vrea să ating câteva gânduri, și anume privilegiile de a fi copil al Domnului. Oare se merită să vii în căldura asta, să stai aici fără aer condiționat? Se merită să îngenunchezi și atunci când toată lumea aleargă, spune cuvântul Dumnezeu, ca un potop la desfrâu, noi alergăm la casa Domnului, fiindcă iubim sfințenia, iubim adevărul, iubim pe Domnul și vrem să petrecem mai mult timp cu El și să ne găsim desfătarea în El. Eu zic că se merită. Și Pavel accentuează câteva din aceste privilegii sau beneficii pe care un copil al Domnului le are. Vom vedea, după ce voi atinge câteva gânduri, de ce se merită. Se merită să trăiești altfel decât lumea. Se merită să fii un copil al Domnului și nu se compară cu nimic mai mult în lumea aceasta decât să trăiești la așteptările Tatălui și să te bucuri de părtășia intimității cu Domnul. Dacă privim în capitolul 8, noi suntem în capitolul 7, am sărit peste el, am ajuns direct la 8, probabil din cauza lui Iunie. Dacă citim primele 13 versete pe care nu s-au citit în această seară, aici Pavel accentuează viața pe care copilul Dumnezeu o trăiește, trăirea vieții creștine sau etica, moralitatea pe care noi ca și copiii lui Dumnezeu trebuie să o arătăm în viața de zi cu zi. Și Pavel accentuează faptul că în viața nouă pe care o trăim, nu mai trebuie să trăim după îndemnurile firii, ci trebuie să trăim, adică implică viață practică, să trăim după îndemnurile Duhului Sfânt. Accentuează foarte mult aici lucrarea Duhului Sfânt în viața creștină practică de care avem cu toții nevoie. Și anume, Duhul Sfânt nu este agentul nașterii din nou, cel care ne convinge că suntem păcătoși. Duhul Sfânt nu este dat doar să vorbim în alte limbi, ca să ne lăudăm că avem botezul. Nu retoric, dar într-adevăr, vorbirea în alte limbi este semnul botezului cu Duhul Sfânt. Dar mai mult decât asta, Duhul Sfânt ne este dat pentru a trăi zi de zi o viață cu Domnul, o viață practică, la locul de muncă, transport în comun, chiar când stai la masă cu soția, chiar și noaptea, Duhul Sfânt e cu tine și descoperă vedenii. Dar versetele pe care Pavel vine și aduce în discuție, trece de la etică, trece la relația de familie pe care noi o avem ca și copii al lui Dumnezeu. Și vedem parcă așa, un pic plin de furie, entuziasmat, am putea spune așa, vine și aduce în atenție acest gând și spune, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Accentuează identitatea pe care noi avem în Hristos Iisus, și anume, toți care sunt, aparțin sau care au Duhul Sfânt. Dacă citim primele versete, începând cu versetul 1, 2, 3, 4, 5, în fiecare verset apare Duhul, îndemnurile Duhului, legea Duhului, Duhul lui Dumnezeu locuiește noi, Duhul Sfânt ne va învia, deci toate lucrurile Duhului Sfânt în viața de zi cu zi și dintr-o dată vine și spune, de fapt, Duhul lui Hristos vă identifică sau vă dă identitatea că sunteți copii al lui Dumnezeu. Asta este primul lucru pe care noi trebuie să-l credem și să fim statornici, și anume, noi suntem fii de Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu ne-a dat viață. Viața care avem în El este în Hristos Iisus. Deci dacă viața pe care o trăim zi de zi și se manifestă în lucrurile practice, în viața pe care noi trebuie să o arătăm prin
activitatea noastră de zi cu zi, viața spirituală, viața în Duhul, de asemenea, este dată de Duhul Sfânt, care prin Duhul suntem născuți în familia Domnului. Deci așa cum un copil se naște într-o familie, și sunt mulți copii la noi în biserică și cele mai multe familii au experimentat bucuria de a avea un copil, slavă Domnului, este cea mai mare bucurie de asemenea, după căsătorie, este dorința de a fi mamă, femeile sunt împlinite dacă sunt soții și apoi mame, Domnul să le binecuvinteze, este o bucurie aparte, așa cum bucuria de a avea un copil îți dă o emoție ceva deosebită, la fel, atunci când te naști în familia lui Dumnezeu, de fapt existi, e o realitate a împărăției lui Dumnezeu în viața ta. Deci dacă în trecut, spune, erați morți, morți în păcate, morți în greșeli, erați în robie, acum ați fost aduși la viață în Hristos Iisus prin Duhul Sfânt. Deci activitatea Duhului Sfânt în mintea și în inima, în conștiința noastră, a făcut din noi oameni noi, vii în Hristos Iisus. Acest beneficiu de a fi copilul Dumnezeu nu trebuie întunecat sau descurajant de multe ori. Am găsit sau am întâlnit creștini pe care de multe ori le era rușine să arate altora realitatea împărăției și a prezenței Duhului Sfânt în viața lor. Nu este mai mare bucurie decât Duhul Sfânt care îl ai să se manifeste în exterior prin bucuria, prin pacea, prin identitatea care o ai în Hristos Iisus. Aceasta trebuie să fie o realitate. Atunci când un copil se naște în familia Martin, ce îi spun? Martineu sau Martinică? Atunci când ești un creștin, îi spun creștin, adică cel care este ca și Hristos și care are în el Duhul lui Hristos. Deci acest beneficiu pe care noi îl avem este realitatea împărăției și a lui Dumnezeu în viața noastră prin faptul că ne-am schimbat stăpânul și ne-am născut în altă împărăție, împărăția lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Și în acest verset, primul verset pe care s-a citit, spune că toți care sunt călăuziți de Duhul Dumnezeu, sunt fii al lui Dumnezeu. Deci toți care au Duhul Dumnezeu, toți care în ei locuiește Duhul Dumnezeu, sau se manifestă, sunt fii al lui Dumnezeu. Această identitate, cum putea spune, această posesie, suntem, nu este, vom vedea mai departe, dorința noastră egoistă de a aparține cuiva, sau manifestarea faptelor noastre de a obține un statut anume, cine este dat de Dumnezeu în Hristos Iisus. Dumnezeu spune, ne-a pus încă din veșnicii, ne-a altoit acolo ca să aparținem de El, de Hristos. Chiar dacă unii frați baptiști sau alții spune că încă de la întemeierea lumii Dumnezeu ne-a ales și ne-a hărăzit să aparținem Domnului. Da, e adevărat, dar în același timp Dumnezeu ne-a dat voință să alegem să fim în Hristos, să rămânem în El și în Duhul Sfânt. De asta, în această seară, în primul rând, acest beneficiu major pe care tu trebuie să-l știi atunci când vii la biserică, eu sunt Fiul de Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu m-a născut în familia Lui, fiindcă am în mine Duhul Sfânt. Deci Duhul Dumnezeu în tine trebuie să mărturisească cu Duhul Sfânt că ești Fiul de Dumnezeu. Este această mărturisire o realitate vecinală de credință? Eu zic că da. De aceea mă rog ca această noțiune de a fi copil al lui Dumnezeu este, cum am zis, rădăcina trăirii creștine. Și spunea cineva că și faptele noastre pe care noi acum ca și credincioși care se văd, este scopul răscumpărării. Dumnezeu nu ne-a răscumpărat pentru a nu face nimic, ci copiii de Dumnezeu trăiesc o viață înnoită și faptele pe care noi le trăim astăzi sunt de asemenea rezultatul schimbării și răscumpărării pe care Dumnezeu ne-a făcut-o în Iisus Hristos. Deci ceea ce am văzut până acum este ceea ce ne face să fim fii și fiice de împărat, de Dumnezeu, este Duhul Sfânt. Slavă Domnului că suntem și dacă cineva nu este, mă rog în această seară ca Duhul Sfânt să-l cerceteze, Duhul Sfânt să-l convingă că are nevoie să aparține de familia lui Dumnezeu.
Dumnezeu vrea ca Dumnezeu să-l întoieze, să-l aducă într-o stare de har în care suntem și noi. Și Dumnezeu să-l întărească în privința aceasta. În continuare, în al doilea rând, un alt privilegiu pe care copiii lui Dumnezeu l-au este acela de a avea o relație cu Tatăl. Acela de a avea o bucurie de a aparține familiei lui Dumnezeu. Așa am citit în versetul 15, spune așa, că și noi n-am primit un duh de robie, ci un duh care ne face să strigăm timpul prezent. Ce să strigăm? Tată! Vorbește aici despre relația dintre fiu și tată. Noi aparținem familiei Tatălui Ceresc. În relația aceasta de tată este bucuria pe care copilul în nevoie, copilul poate accidentat, copilul care este nevoiaș, își întinde mâna către tatăl și știe că în brațele tatălui găsește ceea ce el are nevoie. În această seară a vorbit puțin fratele Manu și a accentuat ideea faptul că în Vechiul Testament israeliții nu puteau să-L numească pe Dumnezeu Tatăl, deoarece Dumnezeu s-a revelat ca un Dumnezeu sfânt, ca un Dumnezeu care i-a scos din robie și s-a manifestat, s-a revelat diferit vieții lor. Totuși, legea din Vechiul Testament ne spune că cei care ascultă și împlinește legea, aceia sunt numiți fii de Dumnezeu. Împlinirea legii le dădea noțiunea sau dreptul de a se numi fii de Dumnezeu. Oare a împlinit cineva legea? Mă îndoiesc, în afară de Hristos. Dacă în trecut, pentru a deveni fiul de Dumnezeu, aveai nevoie să împlinești legea, acum, în Noul Testament, această noțiune ne este dată prin adopție, ne este dată de Hristos, ne este dată de Tatăl, celor care au Duhul Sfânt. Asta am vrea să vedem în această seară, și anume, prin Harul Dumnezeu am primit această bucurie de a avea o relație cu Dumnezeu, nu un tată care să ne pedepsească, nu un tată care să ne, știu eu, vorbească urât cu noi, ci unul care, în mod constant, cu brațele deschise, ne arată dragoste. Nimeni nu poate să înțeleagă ce înseamnă să fii un tată doar când ai un copil, nu-i așa? Cu alte cuvinte, este o revelație, o revelație de la Dumnezeu, dată celui care are tatăl sau cel care are fiu. Pentru noi, pentru copiii lui Dumnezeu, este un mare beneficiu, și anume Dumnezeu ne-a revelat un Dumnezeu ca tată, un Dumnezeu care în dragostea Lui, vrea ca copiii Lui să umble sub protecția Lui, sub călăuzirea Lui, sub harul Lui. Dacă în Vechiul Testament, spune aici Pavel, aduce discuția despre lege, copiii lui Israel au fost călăuziți de lege, aici, în Roman capitolul 8, spune, este o altă lege, legea Duhului care dă viață. Legea din Vechiul Testament duce la moarte, pe când legea Duhului aduce viață. Asta este noi care trăim sub har, noi care suntem beneficiarii harului Dumnezeu, ne putem lăuda cu această relație pe care o avem cu Tatăl nostru Ceresc. Aș vrea să mă gândesc puțin la relația pe care am avut-o eu cu tatăl meu în, pot spune așa, nu epoca trecută, în deceniile vechi. În Biserica Pentecostală, frații mai ales nu își manifestau emoțiile față de copiii lor, atât cum ne manifestăm noi astăzi. Ei ne iubeau, dându-ne de mâncare, având o casă plină de bunătăți sau muncind mult pentru noi. Dar din gura lor nu prea am auzit cuvântul "te iubesc". În sensul că manifestarea dragostei lor față de mine a fost completă. Niciodată nu am simțit lipsă de tată. Dar nu mi-au vorbit-o, ci au manifestat-o.
Foarte frumos, că alții poate vorbesc și nu manifestă. Dar aici, aici cuvântul Dumnezeu ne spune că noi, copiii, suntem datori în mod constant să declarăm sau să comunicăm sau să vorbim, să strigăm Tată. Nu este momentul nașterii din nou, nu este momentul botezului cu Duhul Sfânt, ci aici Pavel spune așa, voi n-ați primit un duh de robie, ci un duh de putere care ne face să strigăm. Strigăm înseamnă în zi de zi, noi trebuie să strigăm Tată. Aș vrea în această seară să înțelegem bucuria celui care strigă Tată. De multe ori am întâlnit copii care au murit părinții și este cel mai greu să încurajezi sau să consiliezi asemenea copii. Și invers, părinți care și-au pierdut copiii. Aș vrea să te bucuri de binecuvântările cerului care sunt revărsate peste biserică, și anume, biserica nu este un loc sacru în care pioșenia noastră o arătăm prin rugăciunile noastre, poate uneori prin extaz sau prin o viață de studiu biblic sau o viață disciplinată. E important și trebuie să o facem. Și viața de credință este o aventură cu Tatăl. Este o viață în care, în mod constant, ai îndrăsneală, ai încredere să vii înaintea Tatălui și să zici, Tată, am nevoie de tine azi, ridică-mă. În special copiii, băieții care sunt la vârsta de 10 până la 15 ani, se lovesc mult atunci când cad de pe bicicletă. Și cu siguranță veți găsi, în special băieții, că prima emoție nu este să ascundă că s-au lovit, ci vin înaintea părinților și arată rănile ca și un act de vitejie. Uite ce am pățit, m-am lovit. Și un tată înțelept întotdeauna nu-l va mustra, ne înțelepțește, ci va spune, este o normalitate a vârstei în care te găsești. Așa este și în viața de credință. Sunt momente când ne zgâriem și e dureros când ne zgâriem între noi. Dar am vrea în acele momente să știți că soluția se găsește la Tatăl Ceresc. Atunci când intimitatea cu Tatăl, atunci când relația ta cu Dumnezeu, atunci când bucuria rugăciunii și părtășiei cu Divinitatea este din abundență sau la desăvârșire, atunci te bucuri, atunci când cineva te-a rănit, când cineva te-a lovit, fiindcă știi că Tatăl te iubește și nu te mai gândești la zgrietură, te gândești la dragostea Tatălui. De aceea mă rog în această seară, ca prin cuvântul Domnului, Dumnezeu să te mângâie, Dumnezeu să te vindece, orice cicatrice rămasă în urma lovirii. Am vrea să accentuăm și să înțelegem importanța Duhului Sfânt în viața de credință. Asta vrea să vorbească aici Pavel, mai mult decât orice. Pavel vine și spune, dacă vii înaintea Tatălui, vii în calitate de fiu adoptiv. Această adopție este dată de Hristos. Pavel explică mai bine în Galateni, aș vrea să citesc acel verset pentru a înțelege. Spune așa Galateni în capitolul 5, de la versetul 5, spune așa, Hristos, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea și pentru că suntem fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Abba, adică Tatăl. Așa că nu mai ești rob, ci fiu, și dacă ești fiu, ești moșnitor prin Dumnezeu. Aici Pavel accentuează, spune că suntem fii și ne-a trimis în inimă, în inimă a pus Duhul Sfânt în noi. Cu alte cuvinte, inima este centrul emotiv al vieții. Duhul Sfânt, dacă la început a venit în minte și ne-a dat siguranța că suntem fii de Dumnezeu,
Acum Dumnezeu spune că a pus Duhul și în inimă. Inima este experiența pe care noi trebuie să o arătăm zi de zi. Și Pavel vrea să ne arate că trăirea în Duhul și avea Duhul Sfânt nu sunt niște experiențe de extaz, niște experiențe pe care le aveau cei din perioada respectivă care se închineau la alți dumnezei. Și nu este vorba acum să vorbim felul cum se manifestă în alte religii atunci când sunt în tranșă și își pierd cumpătul, voința și controlul. Aici Pavel vrea să spună, cei care au Duhul Sfânt, ei de fapt au normalitatea vieții și anume în ei Duhul Sfânt se manifestă prin această bucurie în inima credinciosului de a se manifesta și anume printr-o trăire, printr-o umblare, prin roade și prin toate aceste manifestări ale credinței creștine. Asta trebuie să înțelegem, fraților, și anume, viața de credință este o viață experimentală, tangibilă, o viață care trebuie să pună noi pasiune, patos, nu extaz, adică entuziasm, îndrăzneală, să se vadă noi acea trăire specială și anume acea bucurie nemaipomenită atunci când avem în noi Duhul Sfânt. Avea Duhul Sfânt nu înseamnă să-ți pierzi conștiința sau să trăiești momente de extaz sau să te pierzi pe tine însuși sau să schimbi personalitatea. Nu, ce avea Duhul Sfânt în tine este să ai un duh de îndrăzneală. Așa spune voi, n-ați primit un duh de frică, ci un duh de putere. Această putere de care vorbește Pavel aici este ceea ce generației noastre lipsește, și anume oboseala și multe alte lucruri se văd în viața noastră. Și soluția sau răspunsul la această problemă este Duhul Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră este tot mai slabă, din cauza aceasta suntem de atât de multe ori uscați în viața de credință. Ceea ce vrea să aducă Pavel în atenție aici a fost faptul că legea a dat oamenilor frică. Cine vrea să trăiască sub lege, aduce vinovăție. Cu alte cuvinte, creștinul care vrea să trăiască după faptele sale, va găsi momentele sau va ajunge momente grele în viață de vinovăție, dar noi care suntem ai Domnului, suntem în Duhul. Și noi suntem chemați să umblăm, să trăim și să experimentăm o viață trăită prin Duhul Sfânt. Mă rog în continuare ca bucuria dragostei divine și mângâierea Duhului Sfânt să ne întărească pe calea Domnului. Fiindcă de multe ori noi uităm și nu ne suntem conștienți de ceea ce suntem noi în Hristos Iisus. Haideți să recitim acest verset care spune, noi n-am primit un duh de frică, n-am primit un duh de robie, noi nu mai suntem legați, noi suntem eliberați, noi suntem liberi în Hristos Iisus. De ce? Fiindcă avem un Tatăl Ceresc. Am vrea să ne gândim la Moise, evreii care au fost sub robie, sub robia egipteană. Mă gândesc că Pavel s-a gândit puțin la părinții lui atunci când aduce în discuție despre robie. Domnul vrea astăzi să fim liberi, liberi de a trăi o viață sfântă, o viață prin Duhul Sfânt. Dar aceasta se trăiește atunci când Duhul Sfânt se manifestă în trăirea ta. Atunci când lucrarea Duhului Sfânt ia o amploare mai mare decât poate ai avut-o la convertire. Nu este timpul acum în Ezechiel, omul Dumnezeu desfășoară această plinătate a Duhului Sfânt în viața de credință și anume la unii Duhul ajunge până la glezne, la alții până la genunchi, la alții până la brâu, dar pentru cei care înoată în Duhul Sfânt, care au plinătatea Duhului Sfânt, aceia nu mai sunt conduși de frică, ci sunt conduși de Duhul Sfânt. Asta vrea Dumnezeu de la noi, să știm că suntem înfiați în familia Lui pentru a trăi o viață din abundență în Duhul Sfânt. Și mă rog ca manifestarea roadelor și a darurilor Duhului Sfânt să fie o realitate în viața personală și în viața bisericii. În continuare, versetul 16 spune că Duhul
Sfânt, împreună cu Duhul nostru, trebuie să mărturisească că suntem copii ai Lui Dumnezeu. În această seară am vrea să ne limităm la acest termen și la această idee de fiu și fiică, de Tată Ceresc. În continuare spune, a fi copii de Dumnezeu înseamnă a fi părtași suferințelor sale, a fi părtași slavei sale. Înseamnă, versetul 32, spune și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului Sfânt, așteptăm învierea și răscumpărarea trupului. Vedem din nou alte beneficii pe care sunt în viitor, nu în trecut. Dacă în trecut Dumnezeu s-a ocupat de viața noastră spirituală, de trăirea noastră, aș vrea să știm că noi trăim și în viitor. Aici vorbește despre dorința aceea ca copilul Dumnezeu să fie conștienți de viitorul care îl așteaptă. Și anume, dimineața s-a predicat, noi suntem călători, pribești pe acest pământ, de fapt, țara noastră și bucuria de a ajunge în împărăția cerească este culminarea puterii Tatălui care se va manifesta în noi după înviere, prin Duhul Sfânt. Deci lucrarea Duhului Sfânt a început la convertire, este prezent în viața noastră de zi cu zi, dar este și ceea ce nouă ne dă puterea să trăim în perspectiva viitorului, să nu mai trăim în deznădejde, în descurajare, în eșecuri, în nemulțumire, în cârteală, să nu mai vedem dimensiunea de jos, noi trebuie să vedem dimensiunea cerului, dimensiunea puterii lui Dumnezeu manifestată în viețile noastre. Și asta o ai atunci când te găsești în Hristos, atunci când te bucuri de prezența Tatălui în viața ta, atunci când ai în tine Duhul Sfânt. Și mă rog ca această realitate și experiența Duhului Sfânt să fie în noi și prin noi. Nu de mult am vizitat și alte biserici și a fost o bucurie să văd bisericile bune, în sensul că cuvântul Lui Dumnezeu se predică, frații se roagă și de multe ori ne limităm doar la ce se întâmplă aici în casa Domnului. Bucuria de a avea în tine Duhul Sfânt este bucuria de a fi pocăit, nu în biserică. Adică nu aș vrea să știi, Doamne, eu sunt membru la Biserica Apostolică Râul Sfânt. Nu asta îți dă ție puterea de a trăi de luni până sâmbătă în perspectiva biruinței și în dorința de a vedea în tine Duhul Sfânt, nu, ci faptul că ești altoit în Tatăl Ceresc, faptul că în tine este Duhul Sfânt, aceasta îți dă ție bucuria de a se manifesta trăirea ta zi de zi. Și asta am vrea să vedem mai mult în noi, și anume realitatea bucuriei și a prezenței Duhului Sfânt în viața bisericii. Mulți înțeleg și cred că Duhul Sfânt se manifestă acolo unde sunt prorocii. E adevărat, este o măsură a Duhului Sfânt. Așa am citit că cei care sunt călăuziți, cei care sunt însuflați de Duhul Sfânt, aceia sunt profeți. Dacă citim 1 Corinteni, capitolul 14, dacă nu știți, 38 verset, acolo ne spune că toți cei care sunt însuflați și prin care Duhul Sfânt vorbesc în mod profetic. Și asta e adevărat, este bine atunci când în mod profetic suntem încurajați. Dar dincolo de încurajarea profetică, aș vrea să te bucur de cuvintele directe pe care vin din gura Tatălui Ceresc. Și anume, noi avem acces la Tatăl nu prin profeți sau prin lege. Noi avem prin Duhul Sfânt acces direct la Tatăl. Și asta aș vrea noi să înțelegem, de libertatea de a alerga în brațele Tatălui în orice moment. Adică avem îndrăzneala la Tatăl nostru, fiindcă El este tăticul nostru. Și atunci când îl cunoști ca un tată al dragostei, un tată al bunătății, un tată al belșugului, atunci alergi cu siguranță, alergi cu îndrăzneală. Haideți ca și biserică să ne lăsăm tot mai mult conduși de cuvântul Lui Dumnezeu, de prezența Duhului Sfânt și astfel să se vadă noi realitatea împărăției Lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt. Fiindcă de multe ori se vede realitatea împărăției prin programele noastre
poate chiar prin faptele noastre, prin dărnicia noastră, prin poate îmbrățișarea pe care o dăm unul altuia, îmbrățișare sfântă. Dar aici, în Romani, Pavel vrea să spună că noi avem Duhul Sfânt ca să alergăm înaintea Tatălui, să vorbim cu Tatăl, să stăm în prezența Tatălui mai mult și să știm că Ava, Tată, înseamnă tăticule care vrea să-și manifeste dragostea, bunătatea, harul, prezența și gloria pe care numai în Dumnezeu ca Tatăl putem găsi. Am vrea în această seară să ne rugăm pentru ca relația dintre noi și Tatăl Ceresc să fie o relație bazată pe Duhul Sfânt. Am vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă vindecare spirituală în conceptele noastre, în încredințările noastre, în manifestarea lucrării Duhului Sfânt și să înțelegem că Dumnezeu a pus în noi un duh de îndrăzneală, o pasiune sfântă și aceasta trebuie manifestată în lucrările noastre, în viața de familie și peste tot. Roada de care s-a vorbit dimineața și de care vorbește și Pavel în Roman, capitolul 5, este rezultatul faptului că și ai în tine Duhul Sfânt. Și nu este nimic mai plăcut decât să trăiești o viață în Duhul. A fost momente în viața mea, poate și în viața voastră, când a stins Duhul, sau poate datorită păcatului, Duhul a fost rănit. Și frații noștri bătrâni ne-au învățat, căci atunci când nu mai vorbim în alte limbi, atunci când șchiopătăm pe cale, Duhul Sfânt nu mai este în tine. În parte, nu ne spune că este adevărat, este doar faptul că Duhul Sfânt este stins. Ceea ce ai nevoie să vii la cruce, ai nevoie să vorbești cu Tatăl, ca relația ta cu Tatăl să fie reconciliată. Aș vrea în această seară să vii înaintea Tatălui, să spui: tăticule, am căzut, genunchii sunt loviți, coatele de asemenea, dar vin înaintea ta cu îndrăsneală, fiindcă tu pe cruce ne-ai înfiat. Asta aș vrea să înțelegem, și anume că și noi am fost robi ai păcatului și Dumnezeu ne-a cumpărat cu un preț și prețul este jertfa lui Hristos, este calvarul. Faptul că Dumnezeu prin dragostea sa și-a arătat-o la calvar ca să ne răscumpere este alegerea Tatălui, este inițiativa Tatălui, este ceea ce Tatăl a hotărât ca tu și eu să fim copiii Lui. Și dacă ești fiul de împărat, trăiește la înălțimea și la statura plinătății lui Hristos. Lasă în tine ca în venele tale să curgă sânge de rege, să curgă în tine prezența lui Dumnezeu. Ajunge că de multe ori se mai văd în noi lăstarele firii pământești, amărăciunea și multe alte lucruri pe care nu putem să le vorbim de aici din față. Dar dacă vii înaintea Tatălui, Duhul Sfânt are putere să înnoiască, să devii o făptură nouă în Hristos Iisus, să fii din nou ceea ce trebuie să fii, la statutul de fiu și fiică de împărat, să trăiești cu mintea și cu Duhul și cu toată ființa ta, acea plinătate a relației tale cu Tatăl tău ceresc și să te lași condus, nu de fire, ci de Duhul Sfânt în viața de cu zi cu zi. E adevărat, ne mai împiedicăm câteodată, mai cădem, dar este mâna Tatălui care se îndreaptă către tine și vrea să te ridice. Vrea să te țină de mână, așa spune în Psalmul 73, știu că tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Atunci când Dumnezeu te ține de mână, atunci în viața ta este o direcție clară. Atunci în viața ta este bucuria mântuirii. Atunci în viața ta este plinătatea Duhului Sfânt. Atunci ești chemat în trăirea pe care Dumnezeu vrea să o vadă de la tine, o trăire plină de dragoste. Aș vrea să înțelegi că chiar dacă ai fost necredincios Tatălui Ceresc, El rămâne credincios și vrea cu tot din adinsul să fii copilul Lui. Vrea să fii pus deoparte pentru El. Vrea să trăiești în împărăția sa ca o fiică de împărat. De aceea, lasă-te în continuare întărit, binecuvântat de slava Tatălui care se vede în viața ta și în viața mea. Mă gândesc la o experiență pe care
am întâlnit-o și anume o familie, au avut doi copii și un copil era negru, un copil era alb. Și chiar și știința au încercat să demonstreze cum se poate lucrul acesta. Au început să spună că deci, doi copii, unul era complet alb și celălalt era negru. Și amândoi părinții erau albi. Au încercat să zică că al patra, cincea generație a fost din partea unui dintre ei bunici negri. Științific au început să argumenteze sau să găsească o soluție la realitatea aceasta, și anume un copil alb și un copil negru în aceeași familie. Și ambii au fost copiii părinților. Oamenii au văzut alb și negru, dar părinții au văzut în ei doi copii albi. Haideți să ne vedem cum ne vede Dumnezeu. Noi vedem, pe unii vedem negri, pe alții vedem albi. Și spune, oare poate să fie ambii copiii acelui părinte? Eu zic că da, fiindcă sunt copiii părinților. Atunci când Dumnezeu se uită la tine, se uită la mine, ne vede albi, fiindcă ne vede prin jertfa Fiului Său, Iisus Hristos. Ne vede prin calvar și calvarul te face sfânt. Te îmbrădnicește. Așa cum dimineața se accentua la cina Domnului, sfințenia pe care tu o ai, strălucirea din viața ta, este dată de calvar. Și în această seară aș vrea să mergi cu bucuria de a fi fiul de rege, dată prin Hristos. El te-a cumpărat cu un preț, ca tu să trăiești la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Și aceasta se trăiește prin Duhul și cu Duhul. Noi, limbajul nostru omenesc, încercăm să ni le exprimăm așa cum Dumnezeu ne-a dat, limitat, prin tot felul de imagini, prin felul de metafore sau chiar prin principii și prin cuvinte profetice. Dar a fi copilul Domnului nu este ceva de drept, este o experiență, este o realitate. Nu ți-a dat statutul de fiu și gata tot. Nu, tu ești în familie pentru a moșteni împărăția lui Dumnezeu, pentru a guverna în ceruri împărăția lui Dumnezeu și pentru a fi administratorul împărăției sale. De aceea aș vrea să știm că Dumnezeu nu vorbește la general, Dumnezeu vorbește individual, specific, ca persoană, ești fiu și fiică. Poate ne întrebăm, de ce apare termenul de fii? Apare pentru a vedea imaginea unui Dumnezeu care iubește comunitatea, națiunea lui Israel, biserica. Dumnezeu nu te iubește doar pe tine ca persoană, ci ca întreg, dar de asemenea persoana este importantă. Asta aș vrea în această seară să rămânem, și anume, relația dintre Dumnezeu și Tatăl este aceea de a împlini scopul chemării pe care Dumnezeu îl are cu noi. Atunci când viața ta este împlinit în scop și chemare, atunci viața ta are valoare. Atunci trăiești în plinătatea sau în semnătatea împărăției lui Dumnezeu cu altfel decât ieri. Dacă în trecut am trăit după mersul păcatelor noastre, acum noi trăim după îndemnurile Duhului care aduce lumină și prezență și autoritate, aduce viață și călăuzire pe care numai în Hristos o găsești. Haideți să ne legăm picioare și aș vrea să ne rugăm, pentru ca viața pe care o trăim în Duhul Sfânt să fie o viață trăită în scopul Tatălui Ceresc. Aș vrea să ne rugăm pentru orice relație stricată pe care o ai cu Tatăl Ceresc. Aș vrea să știi că și El este aici, te primește cu brațele deschise. Bucuria Tatălui și dragostea Lui este neschimbată față de tine. Așa cum Tatăl Pământesc și-a așteptat Fiul Risipitor acasă și astăzi Tatăl Ceresc stă aici să te îmbrățișeze. Și îmbrățișarea Lui este o realitate pe care tu trebuie să o accepți și să te bucuri de faptul că ești fiu și fiică de împărat.
Roagă-te prin Duhul și apoi vei înțelege cine ești în Hristos. Dumnezeu să te binecuvânteze. Ne rugăm cu toții. Amin. Ca și copiii tăi, Doamne, venim și îți mulțumim pentru acest timp special în casa Domnului. Tată, copiii tăi s-au bucurat de părtășia Duhului Sfânt prin cântare, prin ascultare de cuvânt, prin rugăciune. Doamne, lasă ca acest canal de comunicare cu Tine, care s-a stins, și anume rugăciunea, să vorbim mai mult cu Domnul, cu Tatăl Ceresc, ca un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu al bucuriei. Doamne, lasă ca aceste privilegii ale faptului că suntem copii de Dumnezeu, că avem viață, că avem o relație cu Tatăl, că avem o siguranță, că avem, Doamne, îndrăzneală la Tine, că suntem ceea ce suntem datorită faptului că ce-am fost înfiați de Hristos Iisus prin moartea Fiului Său Iisus. Vrem, Doamne, ca și noi să trăim la așteptările Tatălui Ceresc. Lasă, Doamne, reconciliere, iertare, eliberare, vindecare, umplere, pace, bucurie, răbdare în trăirea noastră și lasă ca relațiile între frați să fie vindecate de prezența Duhului Sfânt și să trăim prin Duhul, să umblăm în Duhul, să vorbim prin Duhul și să trăim prin Duhul și astfel viața Duhului să fie la plinătate în viața de credință. Îți mulțumim, în numele Tău ne-am rugat în veci. Amin. Luați locurile, câteva anunțuri. A fost frați care și-au manifestat dorința de a lua cina Domnului, au fost unii la servici, alții poate în altă parte. Dimineața, prima duminică din lună, avem cina Domnului. Așa am hotărât comitetul, dar cei care nu au fost și nu pot să vină, nu înseamnă că dăm o libertate, dar cei care vor să stea la masă cu Domnul, după biserica de seară, în camera de sus, unde fac adolescenții, în camera aceea, un frate slujitor va fi acolo să dea cina Domnului la cei care nu au fost dimineață și vor să vă împărtășiți cu sângele și cu trupul Domnului. Este de mare importanță a gusta din El, este a te bucura de El mai mult. Și numai așa îți dă garanția că vei fi cu El. Dumnezeu să te întărească. Să nu uităm, miercuri și vineri seara este rugăciune. Noi le-am numit Seara Duhului Sfânt. Dar, începând de săptămâna aceasta, prin faptul că unii dintre dumneavoastră nu vă place rugăciunea, îmi pare rău să spun lucrul acesta, unii dintre dumneavoastră nu vă place rugăciunea și a zis, aș vrea și studiu, aș vrea să rămână totuși seara de rugăciune și va fi seara de rugăciune, dar în același timp, timp de 10 minute, 15 minute, se va dezvolta o topică. Și cei care au WhatsApp și prin e-mail, atât miercuri cât și vineri, se va comunica topica discuției pe care va fi seara la rugăciune, miercuri și sâmbătă, miercuri și vineri. Rămân seri de rugăciune, dar am vrea în același timp să învățăm și cuvântul. Accentul este pe rugăciune, vineri și miercuri, dar am vrea de asemenea să fim fideli cuvântul Dumnezeu. De asemenea, unul dintre dumneavoastră și-a manifestat nedumerirea faptului că la noi în biserică nu sunt proroci. E adevărat, au fost și nu mai sunt. Și totuși sunt. Dar poate nu-și manifestă darul Duhului Sfânt ca altă dată. Eu ca păstor și comitetul încurajăm și suntem o biserică apostolică și dorim ca
manifestarea darului Duhului Sfânt, de prorocie și de vedenie, să fie manifestate în biserica noastră. Dar încurajăm aceste daruri să fie manifestate mai mult miercuri și vineri și de asemenea duminica să fie manifestată doar când este mesaj pentru popor. Fiindcă în biserica noastră am avut nu de mult o experiență asemănătoare, faptul că a avut pentru o persoană fizică și s-a cauzat tensiuni, discordie, fiindcă nu întotdeauna poate lucrarea Duhului Sfânt este înțeleasă de unii. Este realitatea Împărăției Lui Dumnezeu și darul profetic este pentru zidirea bisericii, dar în același timp trebuie folosit cu înțelepciune și pentru zidirea trupului Lui Hristos. Dar în același timp încurajez cei care au darul de Dumnezeu profetice să fie folosite în biserică. Nu zic ca și zic doar că au un răspuns, fiindcă în ultimele săptămâni unii frați nu că m-au supărat, au zis, la noi nu mai sunt proroci, merg la biserică unde sunt proroci. La noi este Hristos și Duhul Sfânt. Încurajăm lucrarea profetică, dar să vină de la Dumnezeu. Amin? Și Domnul să lucreze profetic, să ridice. Așa spune, că în vremea din urmă, tinerii și tinerile voastre vor proroci. Și mă rog așa la noi în biserică, Dumnezeu să ridice tineri și tineri care să aibă vedenii și lucrarea lui Domnul. Amin? Amin. Să nu uităm că sâmbătă tineretul au de la 7. Tinerii sunt chemați să vină la casa Domnului. Duminică va fi de la 9 și duminică seara de la 5:30. Vom avea cu noi duminică un frate păstor evanghelist pe care biserica îl susține. Este vorba despre fratele Lucian Asan. Este păstor în Giurgiu și are multe biserici și multe localități din zona Giurgiu pe care le păstorește. Este prieten al bisericii, este frate pe care noi îl sponsorizăm. De asemenea, vine cu nevoi chiar și financiare. Dacă Domnul vă pune pe inimă să îl ajutați și financiar, ajutați-l. Pregătiți-vă să binecuvântați pe oamenii lui Dumnezeu. Este un predicator bun, așa că veniți la casa Domnului. Amin. Adică să nu cumva să unii, când trebuie să dea bani, nu vin la biserică. Iertați-mă, în sensul că nu trebuie să... Deci, de asemenea, la ultima întâlnire s-a discutat despre tobele pe care Dumnezeu ne le-a dat, nu ne le-am cumpărat, le-am primit și a zis că Dumnezeu ne-a dat un dar bun. Tot ce Dumnezeu dă este bun, nu-i așa? Totuși, s-a considerat că nu se pot controla de către stație și va trebui să investim în niște tobe noi sau vechi de calitate electronice. De aceea, luna aceasta, avem scopul sau avem datoria să cumpărăm tobe noi ale bisericii, dar un tobe noi bune sunt la 4.000-3.500. Nu obișnuim să cerșim bani și nu este ca o cerșeală, cum unii gândesc, dar dacă Dumnezeu vă pune pe inimă și doriți ca calitatea închinării să fie mai bună în biserică, să vă bucurați, uite, în seara asta nu a fost tobe, sunt toboșar, dar dacă vreți tobe bune, va fi închinare mai bună. Nu, asta e, închinarea bună este prin Duhul, dar au și tobele rolul lor. De aceea am vrea să cumpărăm cele mai scumpe tobe. Amin? N-a zis toți amin. Nu, cele mai bune. Domnul să binecuvânteze. Dacă aveți pe inimă să dăruiți contul bisericii sau la mine sau la Elisei, va fi transparență. Cerem scuze că nu s-a trimis anul acesta darea de seamă financiară, se va transmite în săptămânile viitoare. Atât familia Mârza a fost ocupată cu Emanuel, Domnul să-l binecuvânteze, poate că și eu am fost cu misiunea în Africa și de asemenea cerem scuze, se va trimite de ianuarie până acum în iunie și încercăm pe viitor să o trimitem lunar, nu la jumătate de an. Dumnezeu să-l binecuvânteze. O altă anunț pe care unii dintre voastre l-ați așteptat și este foarte important este cursul Colegiului Veritas. Noi am vrut ca cursurile acestui studiu biblic să înceapă din iunie. Astăzi am vorbit din nou cu fratele păstor din Timișoara și a spus, e păstorul tinerilor. Este perioada cu multe nunți, este perioada cu multe evenimente, este perioada când nu va putea să vină până în septembrie la noi. Dar în septembrie se va încerca să fie lunar, adică el va fi o lună, după aia Ovidiu, Corneliu și alții. Deci vrem o dată pe lună, cam sâmbătă, să studieze Scriptura în biserica noastră.
de dimineața de la 10 până seara la 7. De aceea nu va fi sau nu va începe cursurile Veritas până în septembrie. De aceea cerem iertare celor care au vrut să le facă sau să înceapă. Începe vacanța din iulie pentru unii mai devreme, dar putem studia Biblia și studiu de case sau biserică, pe grupe, în familie, dar și în biserică, din septembrie, deci va începe cursul Veritas. Dumnezeu să ne ajute ca și comunitate să punem accent pe Scriptură. Apoi, copiii au din nou, odată pe an, concursul, talentul, nu negoți, descoperă-ți darul. Adică copiii talentați ai bisericii, care știu să cânte, să spună poezii, să facă dramă, orice ce vor să facă calitativ pentru Domnul, sâmbătă pe 30 iunie sau 31 iunie, ultima sâmbătă din iunie, va fi în locul acesta acest eveniment. Părinții trebuie să vină și ei cu copiii. A fost anul trecut foarte frumos și încurajez ca copiii noștri să încurajăm să cânte, să-și manifeste darul, talentul, în orice. Cânte la pian, la vioară, la tobe chiar. Totul este spiritual când o facem cu motivație corectă. Amin? Cam atât. Mă bucur că Dumnezeu va binecuvânta să fiți cu noi în această seară. Înainte să plecați, dați mâna unul cu altul să spune: Domnul să te binecuvânteze. Să ai o săptămână trăită în Duhul și prin Duhul și în Duhul și peste Duhul. Amin.